în limba rusă, un consilier, vechea președintelui, îmi spunea în felul următor. Ioan, să nu uiți niciodată un lucru. Eu vorbeam mai mult limba rusă și spunea, сегодня министр, завтра дворник. Никогда не забывай оставаться человеком. Și eu am învățat-o la o vârstă foarte, foarte fragedă. Și de atunci încerc să țin cont de lucrurile astea. Și dacă este posibil, încerc să o transmit în interpretarea deja pe care o văd eu celorlalți.